Cu ocazia inaugurării portalului oficial.
trăim momente de bucurie și satisfacție. Și spun acestea fără modestie, pentru că reușita noastră ne oferă posibilitatea reală de a acorda servicii financiare și socioculturale de cea mai bună calitate miilor de membri asociați. Cele două obiective care pot fi inaugurate și sfârșite astăzi, Centrul de Prestări Servicii Financiare și Centrul Social Multifuncțional, constituie materializarea unui vis, de fapt o dorință de împlinire spre mai bine, care s-a născut cu peste 10 ani în urmă, în contextul unor neajunsuri ce păreau insurmontabile. Împreună cu Consiliul Director și cu specialiști în domeniu, am controlat acest proiect, extrem de necesar, conștienți că pornim pe un drum cu mari eforturi financiare și umane, dar care a răsplătit din plin preocuparea noastră. Acum, la momentul de finalizare a lui, folosesc prilejul ca în numele Consiliului Director a celor peste 45.000 de membri asociați să adresez bineveritate mulțumiri tuturor celor care au contribuit la materializarea acestor importante obiective pe care astăzi le inaugurăm și le sfințim. Evidențiez în mod deosebit autoritățile locale care ne-au aportat tot sprijinul, apoi pe specialiști în agricultură și rezistență în construcții, respectiv arhitect Ion Tiban, inginer Vasile Veche, precum și pe ceilalți proiectanți. Desigur, se impune să evidențiez și, nu în ultimul rând, activitatea constructorilor care, efectiv, au dat viață proiectului prin lucrări de calitate. Este vorba de societăți comerciale Bianco Consulting, Rocip, Europe Holding, Energetica Preserv și Comgel. Încă o dată, vă mulțumesc atât pentru contribuția adusă, cât și pentru faptul că sunteți și la acest moment inaugural alături de noi. De asemenea, adresez mulțumire reprezentanților caselor de reciprocilor din țară, care au răspuns invitației pe care le-am adresat-o de a fi prezenți aici, astăzi, pentru a împărtăși bucuria și satisfacția noastră. În mod deosebit, adresez mulțumiri sincere colegilor noștri de la Casa de Ajutor Reciprocilor LAC, președintelui acestuia, domnului magistrat Mihai Nicolae, care ne-a primit în anul 2011 pe subțenatul și pe arhitect Ioan Tiba și inginer Peche Vasile pentru a vizita asociația pe care o conduce cu destărnicie, model de inspirație cum trebuie să funcționeze o entitate de acest tip. Dar și domnului președinte Diaconescu de la Carp Cucioasa, care ne-a dat mai multe sfaturi, finalizate cu o inevită recomandare. Domnilor, să nu vă împiedicați de cioturi, pentru că sunt multe. Iată, domnule președinte, că nu ne-am împiedicat. Aduc în mod special mulțumirile noastre fostului arhitect șef al județului Brăila, domnului Costel Drăgan, pentru ajutorul determinant în comisiile zonale ale Ministerului Culturii pentru avizarea documentației. Acum, rog pe înalt, pe cernice, pe cernice părinți, să oficieze, să pască, oficieze, la sfidului nostru. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel necurat. Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu
s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sântie să alergăm noi păcătoși și smeriți, și să cădem cu pocăință dintr-o adâncul sufletului strigând: Stăpână, ajută-ne! Spre noi milostivindu-te, grăbește-te că pierim de mulțimea ispitelor. Nu întoarce pe robii tăi întristați, că pe tine singură nădejde te-am dobândit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Niciodată nu vom tăcea de Dumnezeu născătoare, totdeauna să vestim minunile tale, că de nu ai fi stătut rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintr-o atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos. Nu ne vom depărta de la tine să până, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Domnului să ne rugăm. Domnului miluiește. Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți. Cine așteaptă dreptul judecător, deci ne întoarce suflete către pocăi.